Înființată prin decret regal în 1945, Facultatea de Agricultură reprezintă piatra de temelie pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, regele Mihai I al României din Timișoara. Facultatea de Agricultură din Timișoara formează și certifică ingineri de succes în agricultură, protecția plantelor, protecția mediului, mecanică agricolă și cadastru, precum și biologi. Studenții noștri învață să modeleze viața plantelor de cultură, să le ferească de boli și dăunători, să protejeze și să sporească fertilitatea solului pentru a susține nevoile unei alimentații sănătoase și a unei economii prospere. Viitorii ingineri ai secției de mecanică agricolă se familiarizează, încă de pe băncile școlii, cu buna întrebuințare și întreținerea utilajelor mecanizate moderne pentru o agricultură smart. Realizarea hărților și măsurătorilor terestre este o tradiție multiseculară a regiunii Banatului. Folosind tehnologii moderne și aparatură de ultimă generație, studenții secției de inginerie geodezică și cadastru sunt îndrumați să efectueze măsurători topografice de înaltă precizie în scopul înleznirii lucrărilor agricole de anvergură. O altă calificare pe care o oferă programele facultății noastre este aceea de biolog. Poți deveni profesor, cercetător în laboratoare biotehnologice, de analize medicale sau ale securității mediului, expert Natura 2000 sau consilier în agenții guvernamentale. Protejarea naturii și a mediului înconjurător, nobila misiune a generației de mâine, se poate realiza doar cu sprijinul inginerilor de mediu. Vino la facultatea noastră și află de ce se spune că natura este dascălul cel mai bun. Alături de oferta didactică, studenții noștri beneficiază de avantajele campusului universitar cu o capacitate de 1500 de locuri de cazare și o serie de alte facilități precum bibliotecă, centrele de cercetare, bază sportivă, parcuri, cantină și puncte comerciale. This is your moment. Înscrie-te la specializările Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara pentru a deveni expertul de mâine în domeniile agronomie, inginerie mecanică, inginerie geodezică, ingineria mediului și biologie. Pe lângă programele de licență, Facultatea de Agricultură guvernează și programe de masterat și de doctorat. Programele de studiu se desfășoară în limbile română, engleză și franceză. Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizatorul emisiunilor Dialogul Constructiv Salvează România și Cadastru pe înțelesul tuturor. Și în seara aceasta avem pentru dumneavoastră o ediție de colecție specială, o, zic eu, revenire la matcă în ceea ce privește proiectele de foarte mare importanță pe care Centrul PIFCA le-a realizat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Regele Mihai I al României din Timișoara, unde 5 ani de zile am avut onoarea și plăcerea să fiu coleg cu distinși mei colegi din această seară, pe care vi introduc, respectiv domnul profesor doctor universitar, inginer economist Alin Cosmin Popescu, rectorul Universității. Bună seara, domnule rector, și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
Bună seara, domnule Racovicianu, vă salut și mulțumesc de invitație. Și de asemenea cu domnul Imrea Florin, domn profesor, doctor inginer, care este decanul Facultății de Agricultură, unde pot să spun că am funcționat foarte bine și pot acum să vă mulțumesc amândurora și dau voie prima dată domnului decan să salute lumea și după aceea vă povestesc ceva. Bună seara tuturor și mulțumim pentru oportunitate. Se întâmpla în Duminica Florilor, la ora 5 după amiază, când am dat un telefon domnului Florin Imrea și am zis la mulți ani, domnule Florin, de ziua Florinilor și uite ce vreau să facem. Nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că atunci când a trebuit să fac acest gest, mi s-a răspuns extrem de elegant și prompt și s-a dovedit că ceea ce vrem să facem noi împreună, de fapt, ridică o perspectivă extraordinară. Și când spun lucrurile astea, nu sunt lucruri mici și știu bine că atunci când se întâmplă astfel de fenomene, Dumnezeu pune oamenii la locul potrivit ca să se implice și să rezolve probleme. Și când spun acest lucru, evident că mă refer la un eveniment de anvergură națională, pentru că pot să-mi permit să fac această afirmație, ținând cont că domnul profesor Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole, mi-a fost invitat în două ore în urmă și a apreciat extrem de mult această manifestare, chiar mie ce n-a spus, că mai mult decât atât, un act de mare cultură, pe care universitatea noastră, pentru că vreau să vă spun, eu nu mă consider străin de Universitatea de Științe Agricole, este de acord ca partener să îl promoveze. Evenimentul se numește Unde este comoara noastră, acolo ne este și inima. Distinși domni, în numele tuturor colegilor mei cu care am reușit să organizăm această manifestare, vă mulțumim și vreau să vă spunem că ne dorim ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și munca noastră în special. Da, vă mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase de introducere, stimate domnule profesor. În calitate de dascăl al acestei universități, în calitate de coleg al dumneavoastră în perioada pe care dumneavoastră tocmai ați menționat-o și, a spune, în calitate de rector al acestei instituții, vreau să vă spun că și de data aceasta am răspuns solicitării dumneavoastră, solicitare care are un puter, caracter, a spune eu, cetățenesc, civic și este o solicitare de responsabilitate din partea dumneavoastră și ori de câte ori universitatea noastră a primit astfel de, a spune eu, chemări pentru a ne lipi unui interes, unui mesaj de interes pentru țară, universitatea noastră a răspuns pozitiv, de fapt ca și în cazul evenimentului de care dumneavoastră tocmai pomenați, pe care îl așteptăm cu interes săptămâna aceasta, 14-15 mai, la Timișoara, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Regele Mihai I a României din Timișoara, eveniment organizat de PIFCA împreună cu universitatea noastră. Mulțumesc, domnule Florin Imbra, pentru amabilitate și ce pot să zic altceva? Că noi trebuie să ardem pentru România, indiferent că ne place sau nu unii de alții, indiferent că unii sunt mai buni, alții sunt mai răi, lucrul ăsta numai Dumnezeu poate să-l analizeze și să le canalizeze. Și acum haideți să procedem să spunem că în timp, în istorie, Centrul PIFCA, împreună cu Universitatea de Științe Agricole, a avut foarte, foarte multe proiecte. Extraordinar de multe proiecte. Chiar mi-am rememorat chestiunea asta și am un material pe care îl vom pune într-un stick, așa cum vom pune și alte materiale, chiar și acest interviu, pentru că rămâne la dispoziția celor care vor veni din toată țara și vreau să vă spun că vor veni din Suceava, din Botoșan, din Tulcea, din București, din Gorj, din Arad, din mai multe zone, Harghita, oameni destoinici și vreau să vă spun un lucru. Poate reușim să înțelegem că a face lucrurile de calitate trebuie și o jertfă. Și pentru asta vreau să spun că, deși sunt lucrurile organizate pe sâmbătă și duminică, oamenii care vor veni
o fac cu drag și cu pasiune. Și cred că a sosit momentul să construim mult mai mult decât s-a dărâmat în țara asta. Am avut ultima inspirație, să spunem așa, ca să vă spun cum s-a născut acest eveniment. Se întâmpla prin luna martie, ceva de genul ăsta. Cineva mi-a spus ce frumos a fost la Surduc când ne-am întâlnit acolo. Și culmea este că am zis, da, hai să organizăm, pentru că așa nu ne-am întâlnit cu colegii, o să-mi cer puțin scuze că vreau să vă introduc în atmosferă și după aceea să discutăm că avem foarte multe lucruri pendelete și o să vă fac niște provocări directe în sensul ăsta. Și ca să înțelegeți cum am ajuns la voi. În momentul când am zis, mergem la Surduc, în familie, cu colegii care lucrăm pe Zoom, că lucrez din an jumate pe aceste tipuri de emisiuni, discutasem cu 3 luni înainte, cu 3 săptămâni înainte. Da, facem la Surduc peste 3 zile. Nu mai facem la Surduc. Disperare mare, invitații peste tot. Dar nu se știe de ce a trebuit să fac un protocol și am zis, mai n-am fost niciodată la UVT, hai să mă duc acolo. Nu vreau să o regres pe nimeni și nu vreau să vă spun ce mi s-a spus. Însă direcția era foarte clară, din 2 considerente. Eu fac parte din familia voastră. Al doilea considerent, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Și al treilea considerent, care cred eu că este de mare anvergură, am oameni de o mare clasă, calitate cu care am colaborat, care m-au știut, m-au respectat și este o dovadă certă că putem să construim. Și când spun treaba asta, spun foarte simplu și mă refer, spre exemplu, de situația prin care trece România actualmente după războiul din Ucraina și se vede foarte limpede că plămădeala bună pe care o are România în societate este bună și avem o speranță. Și acum, Universitatea de Științe Agricole, fiind o universitate care se ocupă de hrană, de agricultură, are posibilitatea să semene bine, împreună să lucrăm, să deselenim și să ducem spre înainte ceea ce ne-am propus, să propunem românilor o alternativă de regenerare a societății românești în ansamblu ei bazată pe învățământ, plecând de la morala creștină, care trebuie să fie un fundament neinstituționalizat, nedogmatic, neconfesional. E o speranță care nu putem să o ratăm. Și mă bucur să vă anunț și îmi permit să mă apropii de final cu această mică introducere că am reușit, deși cunoșteam doar din februarie-martie 2 titani. Din intelectualitatea română, mă refer aici la profesorul Tofană, profesor de teologie ortodoxă, de la Universitatea Babeș-Bolyai, de la Cluj, profesor de Nou Testament, pe care l-am auzit în multe evenimente și vreau să spun că nu-l cunosc personal. Am discutat cu domnia sa și la început a fost reticent, domnul Racovician, știți, societatea românească. Și când a văzut cu cine vorbim și despre ce dorim să facem, a venit extraordinar. Și o să-l cunoașteți, să cunoașteți oameni de mare ținută, care a spus simplu, în Parlamentul României, Biblia este biblioteca lui Dumnezeu. Ce să mai spunem de domnul profesor Borțun? Îl cataloghez ca fiind seniorul comunicării în spațiu public românesc. Este o mare cinste pentru Timișoara, chiar vorbisem cu domnul Tabără și spunea, într-adevăr, nu numai un act de cultură, este o manifestare extraordinară pe care domnia sa, în calitatea domniei sale de președinte a Academiei, îl susține din tot sufletul. Și vreau să vă spun că nu numai domniile lor, sunt oameni extraordinari care vin alături de ei. De exemplu, Agenția Națională de Cadastru, care este reprezentată la vârf de către domnul director Ionuț Buzaș. De asemenea, vin colegi directori din țară. De asemenea, o surpriză, și aici va fi pentru dumneavoastră o provocare, va veni președintele judecătoriei Arad, ceea ce pentru mine reprezintă un semnal puternic că putem deschide o nouă perspectivă
putem să aplicăm ceea ce muncesc de mulți ani, să pun la punct și să construim împreună un proiect legat de ridicarea calității. Și acum, pentru că am spus multe, o să mai spunem și în continuare, vreau, domnule rector, să începem această discuție plecând de la intențiile de construire a perspectivelor. Vreau să prezentați succint Universitatea de Științe Agricole, fiind prima dată în emisiunea mea, și vreau să o prezentați dumneavoastră în calitatea domniei voastre de rector. Mulțumesc frumos, domnule doctor inginer, din nou pentru invitație, pentru oportunitatea de a fi împreună cu prietenul și colegul meu, cu decanul Facultății de Agricultură, cu profesor Imbre, alături de dumneavoastră în această emisiune. Așa cum spuneați, iată că suntem pentru prima dată, sperăm să nu fim la ultima invitație, ci să putem să mai dezvoltăm dialog în cadrul emisiunii dumneavoastră. Legat de proiectul pe care tocmai l-ați prezentat în câteva cuvinte, vreau să vă spun din capul locului despre acest proiect, că este un succes prin faptul că pe lângă societatea civilă, iată că la acest eveniment de sâmbătă și duminică vor fi 3-4 universități din zona aceasta publică. Este vorba de universitatea noastră. Colegi, nădăjduiesc să fie colegi de la Universitatea Politehnică din Timișoara, care cel puțin am înțeles că și-au exprimat intenția să fie la o parte din discuție alături de noi. De asemenea, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și, nu în ultimul rând, de la Universitatea din Cluj, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Vor fi cel puțin 4 universități prezente, pe lângă societatea civilă, Centrul de Perfecționare PIFCA, evident cel care organizează împreună cu noi acest eveniment, din partea Agenției Naționale de Cadastru, din partea administrației, din zona aceasta de, a spune eu, tot ce spunea și menționați dumneavoastră, judecătorie, și alți cetățeni implicați în viața cetății, acolo unde se află fiecare dintre dumnealor. Dar câteva cuvinte despre universitatea care va găzdui acest eveniment în data de 14 și 15. Totodată îmi permiteți alături de dumneavoastră să fac o invitație către toți cei care sunt și vor asculta și ascultă acest mesaj. Acest eveniment se va desfășura în aula magna Iulian Drăcea a universității noastre și suntem bucuroși ca în condiții deosebite, ca de fiecare dată, să participe la acest dialog cu o tematică extrem de bogată, cu un subiect foarte important, nu numai pentru zona de vest, chiar dacă l-ați intitulat cumva generic Proclamația din Banat, ci un mesaj, un dialog cu importanță pentru întreaga țară, aș spune, fără să folosesc cuvinte foarte mari. Universitatea noastră este o universitate cu tradiție, care în 1945, prin decretul regal al regelui Mihai I al României, de fapt universitatea noastră poartă, după cum se știe, numele majestății sale regele Mihai, a semnat actul de naștere al universității, plecând cu o specializare de agricultură, de ingineri agronomi, în urmă cu 77 de ani, și aici mai multe decât mine vă poate spune domnul decan, și la momentul discuției noastre, dezvoltându-se cumva solid, organic, natural, aducând aportul la dezvoltarea societății românești, cu un ecou și în zona de internaționalizare, încă de pe vremea răposatului, de pe vremea regimului comunist, și aici o să revin. Universitatea noastră a crescut și la momentul acesta dezvoltă studii de licență, de masterat și de doctorat. Doar la licență, în programele cu predare în limba română, programe cu predare integrală în limba engleză și franceză, avem peste 30 de programe de studiu și, pentru că vorbeam de internaționalizare, la momentul discuției noastre, în universitate studiază tineri care sunt aici pe toată perioada studiilor, fie în limba franceză, fie în limba engleză, ca și programe de studii, din 30 de țări, din Europa, din Africa și din Asia.
continuând să dezvoltăm relații și, aș spune eu, peste ocean, în direcția Statelor Unite ale Americii și nu numai. Este o universitate care răspunde misiunii așa cum este ea cumva foarte bine reperată în legea educației, în ceea ce privește misiunea de educație, cea de cercetare și cea de extensie universitară. Suntem implicați în astfel de evenimente, ajungând la extensia universitară, suntem implicați în astfel de evenimente, ca cel despre care vorbim astăzi, stimate domnule Racovicianu și stimați ascultătorii acestei emisiuni, pentru că eu cred că o universitate, prin dascălii pe care are, trebuie să-și exprime viziunea în societate și trebuie să-și aducă aportul pentru a susține reperele morale și de educație ale societății românești. Cele mai frumoase mișcări care s-au născut, fie că vorbim de Europa de Vest, fie că vorbim de alte state în afara Europei, sau că vorbim de România, cele mai frumoase mișcări cu repercursiuni pozitive, dacă îmi permiteți, sau cu efecte pozitive, fără a folosi neapărat termenul de repercursiune, pentru că nu se prea potrivește cu elementul de pozitiv, cu efecte pozitive, de cele mai multe ori s-au născut din astfel de colaborări între societatea civilă și universitate. Noi suntem prezenți în societatea românească, în viața cetății Timișoara și nu numai, prin studenții noștri, prin activități de voluntariat, prin dascălii noștri și prin evenimente de genul acesta. Este o universitate care, pe lângă licență și master, dezvoltă și educație la cel mai înalt nivel, educație și cercetare, în cadrul programelor de doctorat ale universității noastre, în cadrul școlii doctorale, evident studiind în regim de frecvență și regim de fără frecvență, doctoranzi, cercetători din țară și din străinătate. Anul acesta, adică anul acesta universitar, anul trecut calendaristic, universitatea noastră a primit din nou calificativul din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, de universitate, de instituție de învățământ superior cu grad ridicat de încredere. Este, aș spune eu, calificarea cea mai înaltă care se atribuie unei instituții de învățământ superior și ne bucurăm de această calificare. Universitatea, pe lângă baza pe care o are aici pe calea Radului, în Timișoara, de unde a început ca și institut agronomic, în urmă cu peste sau aproximativ 50 de ani, aici, în această locație, ea funcționând ca universitate sau ca institut sau ca specializare, ca facultate de 77 de ani, așa cum spuneam, pe lângă locația aceasta, unde avem acest campus cu care... Aici pot să vă completez ca să mai rupem un pic din... Vă rog, vă rog, vă rog. Campusul ăsta de la Universitatea de Științe Agricole parcă este ceva mirific, ceva fabulos. Reprezintă plăcere pentru toți cei care ajung acolo și pot să spun că arată foarte bine și mă bucur pentru treaba asta. Pentru că, în primul rând, mai e de lucru la calitatea studenților, asta să fim bineînțeleși, evident, pentru că evident, problema e mult mai adâncă, însă condițiile de aici le văd destul de onorabile și chiar face plăcere. Face plăcere, da, să faci parte dintr-o astfel de instituție. Continuați, domnul rector. Da, mulțumesc frumos pentru apreciere, estimate domnule doctor, și vreau să vă spun că nu este doar punctul dumneavoastră de vedere și îmi cer iertare, pentru că probabil sunt lipsit de modestie acum, dar din dialogul pe care îl avem eu, dascălii și colegii din întreaga comunitate academică cu tineri, studenți din țară și străinătate, să știți că expun același punct de vedere menționat de dumneavoastră.
Am încercat, pe lângă amenajările acestea peisagistice care vor continua de la an la an, să îmbunătățim tot ceea ce înseamnă viață socioculturală în universitate, pe lângă zona aceasta de bază sportivă, spații pentru educație, laboratoare pentru practică și cercetare, cantina, restaurant, tot ce înseamnă zona aceasta de îngrijire medicală, apoi spațiile pentru recreere pentru studenții noștri, de asemenea ceea ce vine pe zona aceasta de confort la nivelul, a spune eu, spiritual, biserica din campus, care completează atât de frumos tot ceea ce înseamnă viață în campus pentru studenții noștri, ferma didactică care este chiar în campusul nostru, cumva o fac să arate ca universitate europeană cu o ținută academică deosebită și se simte acest aer al unei universități europene, a unei universități unde calitatea este la rang, a spune eu, de cinste, pentru că ne dorim să facem acest lucru. Dar, domnul, prin exemplul nostru, un pic, pentru că vă rog, e foarte adânc. Vedeți dumneavoastră, ne putem lăuda cu orice. Produsul nostru sunt studenții. Vreau să vă dau o veste tristă. Vă rog. Din domeniul nostru al cadastrului am sesizat în ultima perioadă de timp că majoritatea colegilor de care termină facultățile, indiferent că la dumneavoastră, la universitate sau la politehnică sau în alte părți, 10 sau 20% rămân în domeniu. Aici vă pun o întrebare, pentru că mie mi se pare o chestiune care am dezbătut-o de în proiectele mele de la începuturi, când a apărut programul Cezar, când niște firme de casă de pe la București, ca să nu le spunem de unde, că le spunem și pe nume dacă vor, au venit și au desființat pur și simplu profesia. Și vă spun un lucru pe care poate nu l-ați sesizat dumneavoastră, dar eu, ca realizator de emisiuni de 7 ani de zile, când știu exact ce am făcut și ce am încercat să schimb în domeniu, au venit cu niște prețuri de jena lumii, adică ne-au făcut negri pe plantație. A trebuit ani de zile să mă muncesc, să fiu urât. De cine? De mafie. Am fost chemat odată la București. Trebuie să întrerupem ca să secționăm lucrurile, să avem o discuție interesantă. De ministrul dezvoltării. Și m-am dus și am făcut o analiză domnului ministru Ștefan, la invitație. Deci nu m-am dus că am cerut domnul ministru, mă primiți pe mine, că uitați, bună, Ion de la Raion, vine și la... Nu, am primit telefon personal. Vineri m-am dus la domnul deputat Ganz Ovidiu, care i-am dus niște materiale și am arătat din activitatea noastră, pentru că dumneavoastră puteți să vă disociați de mine orice ați vrea să faceți, că am lucrat împreună și am fost chemat acolo. Am fost chemat. M-am dus și am făcut o analiză pe cor deschis, fără anestezie, în care am prezentat dezastru în care se afla cadastrul la vremea respectivă, de 5% la jumatea drumului. M-am zbătut și vă aduceți aminte de proiectul Livezile, ca așa să este. Facem pe sectoare cadastrale înregistrarea sistematică. Iată că dacă facem o apreciere globalistă, 85% din înregistrarea sistematică se face pe sectoare cadastrale, restul pe OAT. Calitatea este execrabilă pe OAT. Nu vreau să spun că sunt expert în instanță. O să dezbatem și subiectul ăsta, care vă lansez o provocare care cred că va stârni interes. Vreau să vă spun că subiectul care l-a gestionat agenția la începuturi a fost un dezastros. Pentru că au lăsat la nivelul subsistenței oameni care trebuia să fie respectați. Acum, să vă dau o explicație simplă ca să înțelegeți ce vreau să spun. Vă rog. Am încercat să aduc acești distinși titani pentru a înțelege odată pentru totdeauna că domeniul cadastrului este nobil și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Am încercat să demonstrez că în domeniul nostru analfabetismul funcțional nu funcționează. Dacă există printre noi asemenea specimene, se duc la CNA și au desființat în 2020 emisiunea de la Radio România. Colegul meu, Dan Voicu, i-a întrebat pe personajele
conserve se numesc, care au executat ordine și au zis, da, te-a făcut Racovician analfabet funcțional, te-a nominalizat? Nu. Păi și atunci te simți? Mă rog, astea sunt probleme care nu putem să le uităm și trebuie să le spunem că adevărul ne face liberi. Trebuie să încercăm să găsim soluții. E foarte ușor să distrugi și după aia să reconstruiești aproape, eforturile sunt supranaturale. Avem o problemă cu studenții, avem o problemă cu oamenii la firme, sunt convins că nu numai noi. Trebuie să facem în această direcție ceva. De-am solicitat din partea dumneavoastră sprijin, pentru că eu rămân la ideea că numai universitatea poate să își pună amprenta pe viitorul conducătorilor României. Și dacă ne gândim foarte bine că în spațiul public românesc au apărut analfabeții funcționali, sunteți responsabili. Toți cei care, toate universitățile. De aceea trebuie umblat la calitate, umblat la formare, umblat la respect și pot să vă anunț că în domeniul cadastrului s-au schimbat multe, foarte multe. De când a fost emisiunea asta, am ridicat prețurile de 500%, de la 60 de lei cu TVA la zonele grele, 500 de lei. Am mers pe sectoare cadastrale, nu eu, eu nu. Eu am spus ce trebuie și alții au făcut că au putut să facă. Am reușit să fac foarte multe și de aceea vreau să vă anunț că au oamenii nevoie de studenții dumneavoastră să rămână în domeniu. Ce părere aveți, domnul decan? Este necesar ca oamenii dumneavoastră care trebuie să fie specialiști să rămână în domeniu? Da, mulțumesc. Chiar doream să intervin, fiindcă nu sunt de acord cu afirmația dumneavoastră că rămân doar 10% din domeniu. Din absolvenții noștri, dintre absolvenții noștri, aproape în totalitate, vă garantez și vă pot dovedi cu cifre exacte că rămân în domeniu, fiindcă specializările pe care noi le promovăm, domeniile în care noi pregătim tineri, sunt domenii actuale. Și acești tineri își găsesc loc pe piața muncii. Acum să aruncăm toată vina, să o aruncăm în spatele acestor tineri, nu sunt de acord, domnule Racovicianu. Eu am încredere în tineri. Haideți să vedem de ce s-a ajuns în situația aceasta, cu cât a contribuit societatea, cu cât a contribuit sistemul de învățământ, cu cât a contribuit schimbările și reforma continuă a sistemului și a societății și după aceea putem spune, eu am încredere în acești tineri, am încredere în această generație și ei vor dovedi, este adevărat că printre ei se mai regăsesc poate unii care nu sunt 100% compatibili cu sistemul de învățământ, dar nu sunt de acord și nu pot să accept că de fapt o generație sau două generații sunt. Nu n-ați înțeles, că... domnul profesor. Eu v-am înțeles, domnul Racovicianu. Prețurile practicate, în practică, i-au determinat pe acești oameni să nu rămână. Atenție! Asta este cu totul altceva ce se întâmplă în business-ul privat. Eu mă refer strict la ceea ce pregătim și care este viziunea și cu ce îi trimitem noi pe acești tineri. Deci nu putem afirma... Iertați-mă! Nu dumneavoastră avea salarii! Atenție! Nu, aici nu vă pot contrazice că nu am informații. Deci eu garantez că tinerii care absolvă la noi în universitate au cunoștințe și se pot compara și avem tineri care au absolvit la Timișoara și acolo lucrează și în firme multinaționale și în firme naționale, lucrează și în străinătate și tineri care ne fac cinste. Deci nu putem spune... Nu deviați și deviați de la ce am spus. Nu deviați. Eu am spus foarte clar. Salariile care ni s-au acordat nouă, condițiile de muncă, după ieșirea de pe băncile facultății, ne-au adus în situația să fie abandonată profesia. Nu vreau să fac mai multe comentarii și nu am acuzat universitatea. Domnul doctor, și eu când am intrat în sistem, salariul nu a fost foarte motivant. Dar mi-a plăcut,
Am venit, spun eu, din vocație, din dăruire și am văzut o perspectivă. Așa trebuie să vadă și acești tineri. Dacă printr-un proiect, eu cunosc destul de bine proiectul Cezar, nu s-a derulat cum pe placul tuturor, nu cred că putem arunca vina... Domnul, eu n-am voie să vorbesc despre el și îl știu foarte bine. Acum, nu. Ați auzit de Horea? De Comuna Horea? Comuna Horea. De Comuna Horea? Da. Da, o cunosc. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Domnul profesor, o să vă fac cunoștință sâmbătă cu domnul Beleiu, se numește avocat, nepotul marelui civilist Beleiu. Și atunci o să vă lămuriți. Dar nu ne oprim aici, că aici sunt lucrurile care trebuie clarificate. La ora actuală am surmontat multe chestiuni și cred că vă mai spun un lucru. Pe vremea când era domnul director general Ursu la București, m-am dus și am explicat următorul lucru. Domnul director, ar fi foarte interesant să dați câte un sector la toate universitățile de profil care dezvoltă această activitate să se învețe. Se întâmpla pe vremea când era Ursu acolo director prin nu știu ce an, acum nu mai țin minte exact. Mulți ani. Că sunt, așa repede trece viața. Ideea i-a plăcut foarte mult, s-a gândit și el, dar după 2-3 zile l-a schimbat. Așa merg lucrurile la noi, pentru că, spre exemplu, dacă veneau spre universități cu această chestiune, plecând cu ideea de a stimula studentul, de a face să înțeleagă că anumite concursuri, cum mă bucur că am aflat de la colegul Herbei, pe care l-ați mandatat să vină să reprezinte universitatea, vreți să reluați concursul între studenți, felicitări. Mă bucur că atunci când am semănat acel concurs învingător în cadastru, a rămas în mintea multora și mă bucur că se pot realiza lucruri frumoase, pentru că numai prin concurență, numai prin concurență se pot face aceste lucruri. Și acum haideți să vă fac o provocare. V-ați aprins, e bine că ne-am aprins, că e foarte bine. Astăzi am lansat către domnul președinte al SAS-ului o provocare, ca împreună să realizăm o emisiune numită Agricultura din Banat. Și evident că i-am cerut, să zicem așa, binecuvântarea, pentru că fiind președintele Academiei pe România, și-a fost foarte încântat și, bineînțeles, că am precizat că am să fac această invitație și Universității de Științe Agricole. Eu rămân la ideea că învățământul este o speranță pentru a ne îndrepta lucrurile. Ce părere aveți, domnul decan? Aici vă susțin. Aici vă susțin, fiindcă o societate, o societate nu poate crește decât prin tineri educați. Exact. Pe toate palierele, în toate domeniile, nu trebuie să fie neapărat toți tinerii cu studii superioare, fiindcă economia unei țări are nevoie pe toate palierele de tineri, dar să fie pregătiți pe domeniul în care dânșii au ales să se pregătească. Dacă totuși avem o universitate de profil, de ce să nu o promovăm? E o chestie care pe mine mă interesează și haideți să vă spun dacă ați spus că nu sunt... Să promovăm universitatea, suntem într-o totul de acord, vă mulțumim. Domnul profesor. Și profesiile noi. Profesiile implicit. Și profesiile implicit, fiindcă, domnul doctor, dacă vă uitați, dumneavoastră ați avut un eșec legat de Cezar, dar să știți că tot în cadrul acelui program mare, universitatea a participat pe o componentă de consultanță și a fost o reușită și apreciat până la Washington și a mai fost invitat și în alte proiecte. Să știți că universitatea cu Banca Mondială și anul trecut am fost solicitați pentru a face o analiză legată de viitorul fermei de familie. Asta e cu unde am muncit alături de mulți alți colegi din universitate și raportul și analiza depusă de noi chiar a fost apreciată. Nu contestă lucrurile astea, pentru că asta este menirea. Și de am nu. Spus, trebuie să și nu numai e legată de proiecte pentru Ministerul Agriculturii sau pentru Banca Mondială, și proiecte și inițiative la nivel local, centru de legume, fructe. Deci noi în permanență încercăm să venim, să sprijinim societatea, să sprijinim zona în care ne desfășurăm activitatea. Și vă spun, eu vă invit și pe dumneavoastră și pe toți cei care sunteți
puțin neîncrezători în această generație la o discuție și la o dezbatere cu tinerii din ziua de astăzi să vedeți cât de deschiși sunt și la cei 5% sau 10% care poate nu se regăsesc dânsi, au ales greșit domeniul în care au ales să se pregătească, nu putem să-i raportăm pe toți. Deci chiar v-aș ruga să facem o dezbatere unde eu să vin cu tineri de la toate programele și să vedeți câtă deschidere și câtă, și ce maturitate în gândire au acești, tineri. Deci, domnul Racovicianu, față de când dumneavoastră ați activat în universitate, universitatea și-a dublat numărul de studenți. Dacă nu realizam un învățământ de calitate, credeți că acești tineri ne-alegeau pe moment, că nu au la ora actuală posibilitatea 99 de universități? Domnul Rubecan, nu v-am atacat. Atenție! Nu m-ați atacat, nu. Eu țin cu acești copii și am încredere în acești tineri. De unde spuneți că eu nu țin? Problema mea nu este cu tinerii. Cu asta am închis subiectul, că n-are rost să pierdem vremea, că avem mult mai multe importante de făcut în viitor și de construit, decât să nu putem să înțelegem anumite lucruri. Poate dumneavoastră, cei care sunteți acolo, nu le înțelegeți. Noi ăștia din viața reală le înțelegem bine și le înțelegem foarte bine. Nu de altă, dar rezultatele care sunt, astea vorbesc, nu faptul că facem, că dregem. Noastră, când ați terminat cu studenții, nu mai răspundeți de ei. Atenție! Deci problema de fond este post și atunci trebuie să ne ocupăm de alte subiecte care mă chinuiți. Spre exemplu, nu să știți că eu am cerut la agenție să se facă norme simple, clare și concise din 2014. Spre exemplu, haideți ca să trecem la fapte mărețe. Din 2014, ca expert, avem un ordin care conține 3 referiri la 3 ordine abrogate. Domnul rector! Vă rog! Cum calificăm un aviz emis de oficiul de cadastru fundamentat pe ordine abrogate? Vi se pare normal? Din punctul meu de vedere, tot ce se fundamentează ca decizie, chiar dacă vorbim de oficiul de cadastru punctual aici, pe un document legislativ abrogat, este nefundamentat, domnule inginer. Simplu, e anulabil. Evident. Am muncit pentru că le-am povestit la judecători și ei mi-au zis, domnul Racovicianu, noi nu facem legi, noi aplicăm. Corect. Du-te și rezolvă problema cu Ministerul Justiției. M-am dus acolo, m-am dus la agenție, ani de zile, ne-am frăcat ridichea, să nu spunem altfel, am primit hârtii de la Ministerul Justiției care spuneau că sunt abrogate și că Ministerul, că Agenția Națională a abrogat și că atare să ne ducem să-i întrebăm pe ei. Din nefericire, a fost o perioadă de tristă jale, într-o perioadă mai trecută. Acum, în ultima perioadă, s-au rezolvat multe lucruri, pot să vă spun, și dacă eu spun, înseamnă că știu ce vorbesc. Și suntem într-o fază foarte interesantă. Am reușit să propunem, prin domnul Ovidiu Ganz, modificarea legii ca ETERA să emită avizul tehnic. Să eliminăm toate intervențiile umane, în așa fel încât să punem în evidență digitalizarea. Și cu această ocazie vreau să vă spun că am fost invitat la Tribunalul Arad în 15 aprilie pentru o dezbatere cu experții și judecătorii din zona Aradului și m-am trezit la ședința respectivă cu materialul pregătit, cu extras din ghidul meu care este pe Ministerul Justiției. Am rămas foarte încântat și le-am propus să facem din județul Arad un proiect pilot pentru implementarea noii filozofii în ceea ce privește avizul tehnic. O să am nevoie de ajutorul universității pentru că rămân consecvent la faptul că universitatea trebuie să pregătească specialiștii. Și de-aia am să vă avansez o chestiune de importanță majoră. Vă rog. Am inițiat să reașez ghidul pe care l-am elaborat și este pe Ministerul Justiției și actualmente am primit din partea Tribunalului Arad un grup de 4 judecători care vor face parte din grupul de lucru. Am discutat la agenție să constituim și de acolo. În primul rând, aveam nevoie de domnul Rinu Trușcă, omul care e părintele Eterei, așa se consideră,
nu dânsul, atenție, nu dânsul, lumea în jur, și oameni de mare calitate cu care vrem să colaborăm, evident, ca să putem să punem în rânduială și să pregătim, poate pentru prima dată, înainte de intrarea legii, un proiect care să funcționeze. Și va fi nevoie ca universitatea să folosească această construcție, să pregătească oameni. Dorința mea, chiar dacă sunt pensionar, este ca oamenii să fie bine instruiți. Și de aceea vă propun să avem un parteneriat în sensul acesta. Eu l-am discutat cu domnul decan Imrea. Sunt posibilități multiple. Nu le pot discuta nici vorba avansa, pentru că ele vor rezulta din discuțiile purtate în acel grup de lucru. Și cred că asta va aduce din nou un fel de ridicarea calității învățământului și, pot spune eu, un plus valoare pentru societatea românească. De ce spun treaba asta? Vreau să vă spun că sunteți oameni inteligenți și pricepeți foarte bine. Înfăptuirea actului de justiție, fundamentat pe lucruri bune, corecte și cu oameni bine pregătiți, va duce societatea înainte. Va crea o locomotivă. Ești de acord, domnul Iurea? Da. Întru totul. Când sunt de acord, eu o susțin și așa ar trebui și cred că așa funcționează o societate în mod normal și corect. De altfel, dacă îmi permiteți, domnul Racovicianu, mă scuzați, dar domnule normal, dialog. Da. Dacă îmi permiteți, universitatea noastră, să știți că a participat la mai multe inițiative legislative pe diferite domenii, pe zona aceasta, aș spune, de sănătate, pe zona alimentară, pe zona de proprietate, pe zona de mediu, pe zona de sol. Avem inițiative legislative, multe din ele ajunse la maturitate, și dacă suntem invitați de un grup de lucru onorabil, respectabil, a spune, format din unicat, magistrați, vreau să spun eu, ca să știți, unicat. Venim alături de dumneavoastră. În mod cert, vreau să vă spun că la constituirea ghidului nu a fost un grup de lucru cu judecătorii. De data asta am făcut un pas înainte. Când le-am propus să facem acest proiect pilot la Arad, au fost reticenți, pentru că orice situație de genul ăsta este greu de realizat și vă spun că eu nu am decât ținte înalte și probabil că unii vor cârcoti, dar ei se numesc cârcotași și trebuie să aibă și materiale, că altfel s-ar putea să nu reușească. E un lucru extraordinar de important. Două provocări v-am lansat în această seară, dumneavoastră universității. Acea emisiune la care dumneavoastră va trebui să aveți o contribuție fundamentală și va trebui să putem să o organizăm în așa fel încât să spunem că suntem Universitatea din Banat, unde am lansat proclamația din Banat, unde dumneavoastră aveți niște rezultate, domnul Imbrea. Agricultură vorbim, vorbim de Apopi, vorbim de Jansky, vorbim de alții pe care eu nu-i știu, eu știu ce văd și cu care mă întâlnesc. Sunt oameni. Domnul Racovicianu, vorbim de 22.000 de absolvenți din 1947. Da, corect, dar nimeni nu contestă lucrul ăsta. Cetățeni care și-au adus aportul și care... Și eu am fost absolvent la dumneavoastră. Așa este. Acest sector. Așa este, da. Nu? De aceea dumneavoastră ați nominalizat acum câțiva, da, pentru că câțiva nume, care într-adevăr fac cinste activității agricole și care dezvoltă o agricultură la cele mai înalte cote. Dar sunt mult mai mulți și... Evident, dumneavoastră știți. De nu putem să-i nominalizăm și rog, nu putem să-i nominalizăm, rog, să-i nominalizăm pe toți. Facultatea de Agricultură, Învățământul Agricol din Timișoara a dat doi miniștri, a dat președintele ASAS, a dat director de APIA, director de agenții, de direcții agricole, director de stațiuni de cercetare, director de companii multinaționale, country manager, director zonal, deci avem absolvenți cu care ne mândrim. Deci, domnul Racovicianu, avem Fundația Alumnii.
Și noi prin această fundație chiar suntem interesați și ținem legătura viața foarte strâns. După. Viața de după ceea ce a spus dumneavoastră, să știți că pe noi ne interesează foarte mult, fiindcă este reușita absolventilor noștri demonstrează calitatea actului de învățământ și practic misiunea noastră, dacă ne-am îndeplinit-o. Dacă absolvenții noștri nu sunt oameni de succes în domeniu, atunci nici misiunea universității este nu... un eșec. Este un eșec. Da. Da, e bine că gândiți așa. Mă bucur că gândiți deci, așa. Chiar v-am spus de prima dată că suntem de acord să facem o emisiune, să promovăm agricultura Banatului, fiindcă nu numai noi cei de specialitate și foarte mulți cetățeni ai României cunosc și știu care este aportul la PIB al sectorului agricol din Banat și în special al județului Timiș. Deci din analiza întâmplă? Pe care am realizat-o privind viitorul fermerilor de familie, exact. Noi am avut maturitatea să nu ne raportăm doar la județul Timiș și la Arad, să vedem ce este la vecinii noștri în Caraș și ce este în Hunedoara, o privire de ansamblu. Dar asta este viemienirea. Nu, da. Deci, unul dumneavoastră este, de fapt, să interveniți în favoarea cetății. Și dar spunea și domnul rector că noi intervenim nu numai în, eu știu... Între garduri. Noi am ieșit de mult dintre exact, garduri. Exact. Nu este expresia academică acum. Dar este o realitate. Dar este o realitate. Și când am fost solicitați, noi am răspuns prompt. Și împreună cu domnul rector am mers și cu alți colegi către autorități și am venit și le-am propus noi soluții. La nivel de consilii județene, la nivel de consilii județene, la nivel de ministere, să știți că suntem prezenți în diferite comisii și grupuri de lucru colegi din universitate și faptul că dumneavoastră, prin această formă de mediatizare, ne-ați acordat această posibilitate de a ne exprima, și faptul că vreți să promovați agricultura sau și agricultura în cadrul misiunii dumneavoastră, vreau să vă transmit faptul că și să vă provoc cumva să susținem ceea ce înseamnă partea de agricultură românească și în mod special procesarea produselor românești, a materiei prime românești. Este viitorul nostru mesaj cu care am început ca și universitate, eu și colegii mei, în România trebuie să rămână produsele pentru a fi procesate și este cazul să nu mai facem export de profit. Noi trebuie ca atât cât are țara nevoie și mai mult decât are țara nevoie să procesăm cât mai mult din producția primară în țară și să facem noi la rândul nostru export de produse procesate, finite, pentru că plusul de valoare se regăsește în urma acestei procesări. Și prin intermediul emisiunii dumneavoastră aș vrea să dezbatem acest subiect pe care eu l-am auzit la emisiuni care se numeau emisiuni de prestigiu și pretențioase în afara țării noastre, în Europa, prin care se susținea agricultura țării respective, eram în Franța, de exemplu, cu foarte mult curaj. Ei bine, cu ajutorul dumneavoastră și altor români de bine și de calitate, vrem ca vocea universității noastre și a românilor cărora le pasă și a agricultorilor și fermierilor din România, să spunem foarte clar că este nevoie să susținem agricultura României și prin această acțiune de procesare, de prelucrare, de transformare a producției primare din România. E normal. Nu ați spus de mulțumim. Lucruri normale. Ăsta este misiunea dată exact. De poporul român pentru dumneavoastră. Nu faceți decât ce trebuie. Domn profesor, cum se poate să începem să ne bucurăm că suntem normali? Da, e o revenire la matcă. Să ne bucurăm că suntem normali. Și știți că în ultima perioadă văd în toate domeniile, când te duci la tot felul de instituții unde găsești tot felul de angajați, știți, am să vă citez acum din strategia NCTI-ului.
punctele slabe. Rezistența manifestată de personalul angajat la schimbare. Și cred că nu se rezumă doar la autoritatea publică numită agenție. Se răsfrânge asupra societății întregi. Oare de ce nu înțelegem noi că fără muncă, nu-i cunună, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Așa ne învață Biblioteca lui Dumnezeu. Așa ni se spune. Știți ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? După Revoluție, stimate coleg și stimați ascultători, după Revoluție am avut niște modele când prin prisma unor privatizări în anumită formă, prin prisma investițiilor în zona imobiliară făcută la un click distanță, lumea a văzut că pot apărea milionarii aceștia peste noapte, prin diferite speculații. Și atunci generația tânără, evident că a luat aceste modele și a spus, păi eu de ce nu pot să fiu ca și respectivul, ca peste noapte să devină milionar? De ce trebuie eu să lucrez în agricultură, în cadastru sau în altă ramură a economiei ca ușor și în timp și sănătos să mă dezvolt și să construiesc? Toți probabil ne-am dorit ca peste noapte să fim milionari, să fim așezați, să fim realizați în concepția noastră. Dar cel mai sănătos mod în a ne dezvolta este cel printr-o creștere naturală și din punct de vedere al business-ului. Și aceste business-uri se văd, pentru că le cunosc, prin exemplul milionarilor care au apărut în sectorul agricol. Oameni care, prin investițiile pe care le-au făcut, prin efortul și sacrificiul despre care vorbeați dumneavoastră, jertfa de care ați vorbit dumneavoastră, au devenit oameni stabili din punct de vedere social, financiar și emoțional. Doar prin muncă și seriozitate putem să construim pentru noi și pentru această țară. Evident, Dumnezeu binecuvintează munca oamenilor. Așa este. Demni. Haideți să vă spun despre Steve Jobs. Cred că fiecare dintre dumneavoastră știți cine a fost Steve Jobs. Așa este. Ne vedem acum de ultimele lui cuvinte de pe pământul ăsta. Se adresa familiilor, părinților. Nu învățați pe copii să se gândească să fie bogați. Învățați-i să fie fericiți. Mai departe spunea că poți să te duci cu o mașină de 150.000 de euro sau cu una cu 30.000, tot acolo ajungi. Poți să călătorești cu un avion la clasa business, dar poți să călătorești cu același avion la casa economic, dacă cade acel avion și tu ai căzut. Concluzia acestui om mare, care a fost milionar, a fost că a fost singur. Noi avem de luptat împotriva unor chestiuni care au venit datorită pandemiei, care a influențat întreaga societate, putem să spunem, și ne-a izolat și a băgat o frică în noi. Și am un coleg foarte bun care participă la emisiunile mele și spune că societatea în ansamblu ei este putreierată de frică, iar frica aduce foarte multe, foarte multe probleme. Și ziceam într-o emisiune foarte recentă și foarte interesantă, am ales cuvântul Domnului din Geneza, unde Dumnezeu l-a pus pe om în grădină să lucreze și să o păzească. Și aici putem spune că a lucra pământul, unde sunteți dumneavoastră doctori, e ceva nobil. Era o desfătare. Și ce-a mai spus? I-a dus la om toate viețitoarele pământului. Și tot ce spunea omul, acel nume rămânea. Vă dați seama ce capacitate a avut acel om. Și noi am pierdut locul Edenului datorită manipulării, datorită fricii, datorită răutății. Noi acum suntem în drum spre Edenul pierdut. Și singura relație pe care o avem, avem prin acest
Mântuitor, care este Domnul Hristos, a fost cel mai mare om și cel mai mic, care a putut să se adreseze oricui, pe înțelesul tuturor. Când erau șefii, ca să zicem, haideți să aducem în sfera actuală, gloatele de 5.000 de oameni și veneau șefii de la instituțiile de concentrate. Domne, trimite-i acasă, că nu avem ce să le dăm de mâncare. Adevăratul lider, Domnul Hristos, nu, dați-le voi să mănânce. România are nevoie de lider de genul acesta, care să asume răspunderi, să dea direcții, să creeze. Și e foarte important și îmi cer scuze că timpul cu voi trece foarte repede și sunt totdeauna multe lucruri de spus cu oamenii înțelepți, care de multe ori trebuie să-i sfredelești, de multe ori să-i strânești ca să-și dea drumul să spună chiar și ce nu le place, pentru că este foarte important să știm că adevărul doar el ne face liberi. Și înainte de a conchide, am să vă rog pe dumneavoastră să trageți o mică concluzie la o primă emisiune. Vă spun cinstit că n-am să fiu un realizator comod pentru dumneavoastră niciodată și n-am să fiu cel care să vă perii. Dacă iau eventual perea de sârmă, că e mai înțelept, da. Pentru că, de exemplu, ca să înțelegeți, domnul rector, următorul lucru. L-am întrebat în emisiune pe profesorul Tofana. Este greu să mergi cu Iisus? Știți ce mi-a răspuns? Foarte șocant. Nu prea. Pentru că el o să te critique mereu, el o să-ți știe și gândul pe care l-ai tu și o să te îndrepte, pentru că te iubește. E foarte interesant. Știi ce se întâmplă? Da, este un adevăr în ceea ce a spus stimatul domn profesor, dar legat de concluzie, pentru că ne solicitați dumneavoastră o concluzie acum. Concluzie, o conchidere, concluziile mai târziu. Așa, o conchidere, da, un punct de vedere. Ceea ce trebuie să ne preocupe pe noi ca și dascăli, pe dumneavoastră ca și formator de opinie, pentru că sunteți un formator de opinie prin tot ceea ce faceți în zona cadastrului, în zona aceasta societății civile, fie în sfera privată, fie în cadrul societății civile prin centru PIFCA, prin munca cu diferiți specialiști din diferite zone. Ceea ce faceți dumneavoastră, dându-vă seama, sau poate nu vă dați seama, dar ceea ce facem noi ca și dascăli aici în universitate, încercăm să schimbăm mentalități. O societate se schimbă nu cu sabia, nu cu forța, ci schimbând mentalități. Mai devreme ați spus dumneavoastră un exemplu pentru noi, pentru creștini, pentru poporul român, un exemplu de urmat și nu numai pentru poporul român, pentru tot ce înseamnă creștinii de pe întreg mapamondul, vorbeați despre Iisus Hristos. Știți ce? Din exemplele pe care le știm noi și le-ați dat și dumneavoastră, Mântuitorul nu a schimbat cu sabia, a schimbat cu cuvântul și a încercat să schimbe mentalități. Domnul rector, vă rog. Ne aducem aminte când a intrat în templu, a luat biciul și a răsturnat multe lucruri. Simbolistica e profundă, nu se referă că a întors, s-a bătut. Atenție! Da. Nu, simbolistica, nu putem să o privim așa simplist. Deci Domnul Hristos e drept. Așa cum spunea profesorul Tofană, e greu să mergi cu el pentru că îți gândește și când, îți, știe și ce gândești. Și de aceea cred că împreună putem să construim. E foarte important lucrul ăsta. Și dacă avem tăria de caracter să purtăm discuții civilizate, oneste, contradictorii, să știți că numai așa ies la lumină valorile. Știți ce vreau să vă spun? Știți ce vreau să vă spun și cu toată umilința, raportându-mă la respectabilul profesor Tofană, când iubești, nimic nu este greu. Asta este normal, este normal. Și știți ce mi-a spus domnul Tabăr astăzi în pauză? Fabulos!
Domnul Hristos n-a vorbit decât când a trebuit. Mamă, 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 ce fabulos! Și mă păru rău că nu l-am putut... Chiar era o chestie care a trebuit să o cenzurez, în sensul că era o trecere, că am făcut 3 emisiuni. O să rețin această expresie și cred că trebuie să o reținem toți. Extraordinar, fabuloasă. Domnul profesor Tabără este înțelept ca de obicei și ăsta a fost un cuvânt de înțelepciune din partea domniei sale. Extraordinar. Da. Fabulos. Să vorbești când trebuie. Ai, mare lucru, mare lucru, fantastic. Mi-a plăcut și mie, în general, când îmi plac niște sintagme, le rețin și le folosesc, pentru că înțelepciunea care ți-o dă și Dumnezeu, ți-o dă prin oameni. Dumnezeu nu lucrează prin altcineva, decât prin oameni. Domnul decan, cum ți s-a părut emisiunea noastră? Interesantă. Eu aș conchide doar... Nu vă fie frică, eu am biruit lumea. Deci nu vă fie frică, domnul Racovicianu. Mie nu mi-e frică, pentru că sloganul meu... Totdeauna va ieși la suprafață, da? Așa este. Pace vouă. Deci, dragii mei, vreau să vă spun că an de zile cât am lucrat la Radio România, colegul meu Dan Ion Voicu, acum un an de zile a plecat la cele veșnice și ne păzește de sus să veghează, să vadă dacă ne facem treaba cum trebuie. Ascult. Să știți că n-am știut că a decedat. Da, n-am știut. N-am știut. Acum am aflat și îmi pare foarte rău. Un om cu care am comunicat foarte bine. Uite, n-am știut, domnule multe doctor. Multe lucruri le știm în viață, pentru că multitudinea de probleme pur și simplu ne inundă. N-am știut. Da. Deci am instituit, ca să știți, de 1 decembrie, de ziua domniei sale, dăm premiul Dan Voicu în cadastru. Noi cei care organizăm emisiunile Cadastru pe înțelesul tuturor și alegem câte un om pe care vrem să-l premiem. Și de ce nu? Haideți alături de noi, pentru ca să creăm și o mai mare presiune, chiar să acordăm la studenți, pentru că ar fi frumos să nu uităm că a fost un standard. A fost mentorul meu pe domeniul radiofoniei. Eu am fost mentor al lui pentru cadastru, pentru că știa mai mult cadastru decât mulți. Un român adevărat. Adevărat. Și dânsul mi-a spus că testamentul domnului Racovician este ăsta. Domnul este pământul cu tot ce este pe el. Dar specialiștii din toate domeniile au obligația să-l studieze, să-l măsoare, să-l împartă și să-l îngrijească pentru a lăsa moștenire generațiilor viitoare. O mare cinste pentru mine, pentru că un om de talia lui a făcut această afirmație. Noi, agricultorii, pentru că pot să mă consider și eu printre ei, pentru că am doctorat în agronomie, trebuie să administrăm ce ne-a dat Bunul Dumnezeu în acest traseu din viața asta spre Edenul care l-am părăsit. Gândiți-vă, cum v-am spus mai înainte, ce minte luminată a avut omul. Ce capacitate intelectuală! Și acum, ca să ne apropiem de finalul acestei dezbateri, pot spunem unde este comoara, acolo este și inima. Am ales să aduc la Timișoara, să invit 2 titani. Profesorul Tofană, un om al lui Dumnezeu cu un duh deosebit, un om ortodox, care spune că nu vorbește ortodoxilor, ci oamenilor. Un om care a spus că biblioteca lui Dumnezeu este Biblia. Și un senior al comunicării în spațiu public românesc, domnul profesor Borțun, care, vă spun sincer, m-a ajutat fabulos să organizez absolut tot evenimentul. Mi-a scris programele, mi-a scris tot. Nu vă puteți imagina ce înseamnă să fii titan. Și nu mai atât. Vreau să vă spun că vom fi onorați de un judecător care luptă pentru independența justiției. Va fi musafirul nostru și putem să fim mândri de lucrul ăsta, nu o mândrie care să ne ducă la cădere, ci o mândrie demnă și onestă, pentru că un astfel de om care a avut tăria să sancționeze prefectul de Arad, pentru că n-a emis titlul de proprietate și a dat o primă de 3.000 de lei, e de respectat. Nimeni în România nu trebuie să fie deasupra legii. Mă bucur foarte mult pentru că am fost alături de domnul rector Alin Cosmin Popescu, domnul decan
Imbrea Florin și vreau ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze România, pe toți românii, fie ei profesori, fie ei studenți, fie ei ingineri, fie ei muncitori, nu are relevanță, cu tot ce este mai bun, sănătate. Vreau ca evenimentul pe care îl vom organiza la Timișoara să reprezinte o piatră de hotar pentru viitorul României. Vreau ca societatea românească să se reașeze pe învățământ. Și îmi permit să citesc unul din punctele acestei proclamații și să văd dacă sunteți de acord dumneavoastră cu această gândire. Învățământul românesc trebuie să concentreze pe formarea persoanei mai mult decât pe acumularea cunoștințe. Din școala românească trebuie să iasă 1. Oameni de caracter ghidați de principiile și valorile moralei creștine. 2. Oameni capabili și dornici să învețe toată viața. Și 3. Buni cetățeni, receptivi la nevoile comunității și dispuși să slujească binele comun. Vă place acest lucru? Vă place? Sunt fundamente și principii care au stat la baza dezvoltării unor societăți spre care noi tindem, fie că vorbim de Europa de Vest, fie că vorbim de America sau alte state dezvoltate, să știți că la dezvoltarea lor au stat aceste principii pe care le-ați enunțat dumneavoastră și eu cred că aceste principii pot face parte din ceea ce constituie sau ar putea constitui fundamentul dezvoltării societății românești. Subscriu la ceea ce a spus dumneavoastră. Și, în final, vreau să vă spun, vom promova dialogul constructiv, comunicarea profesionistă și responsabilă, prin care să-i chemăm pe toți românii, din țară și din străinătate, la efortul comun de a deveni fiecare în parte o binecuvântare pentru pământul străbun și istoria sa. Doamne, binecuvântează România și pe toți românii, oriunde s-ar afla, orice profesie și orice ar avea, bărbați și femei, deopotrivă, harul tău să se reverse peste toți în sănătate, pace, liniște, bunăstare materială și spirituală. Aula Magna, 15 mai 2022. Și 14, ora 10. Da, ora 9 se începe programul, va fi foarte interesant. Vom avea musafiri din toată România, oameni cu mare greutate și cred că universitatea noastră, dacă îmi permiteți, domnule rector, să mă asă... Vă rog frumos, stimate domnule doctor. Va marca o bornă de hotar în istoria României anului 2022. Va lansa o dezbatere fundamentală care va fi promovată din două în două săptămâni de către echipa noastră, la care vă alăturați, dacă doriți, și dumneavoastră, am fi foarte încântați, în așa fel încât lucrurile repetate, pentru că e o procedură didactică, să prindă rădăcini. Și știm foarte bine că perioada semănatului e foarte importantă. Și de altfel, Biblia ne spune, unii ară, alții seamănă și alții reculeg recolta. Această înțelepciune, dacă o vom înțelege, evident, binecuvântarea celui de sus, al Părintelui Luminilor, nu va întârzia să vină peste națiunea română. Doamne ajută și dă-ne multă sănătate! Mulțumesc, domnilor, pentru emisiune. Mulțumim și vă frumos. Aștept cu mare Mulțumim. Drag să demarăm în trombă multe lucruri pe care putem să le facem împreună. Vă mulțumim frumos pentru invitație, pentru cauza, o cauză de țară, oricând suntem alături de dumneavoastră și de orice om de bine. Numai bine tuturor! Mulțumim! Știai că terenurile arabile sunt unul dintre cele mai puternice atuuri ale României? Cultivatorii români se remarcă la nivel global în topul exportatorilor de cereale, plante tehnice sau oleaginoase. Agricultura secolului 21 cu tehnologia și sistemele smart de cultivare asigură producții înalte, calitativ și cantitativ.
Învață să aplici ingineria agricolă în tehnici sustenabile de management al solului la Facultatea de Agricultură. Consultă oferta educațională și specializările. Studiază în programe universitare de licență sau master. Agricultura cu predare și în limba engleză sau ingineria mediului cu predare și în limba franceză. Biologie, protecția plantelor, măsurători terestre și cadastru, mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară. Descoperă Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara. Cultivă sustenabil, crede în mâine. Tu ești USAMVBT.